da, da, e o biserică adevărată. Sunt valuri, vedeți? Ia! Am ajuns la Ocnele Mari și vrem să intrăm în salină. Nu știu dacă vedeți, temperatura în bază 13 grade, 15 grade, altitudinea față de nivelul mării 226 de metri, diferență de nivel față de intrare în galeria de acces 29 de metri, lungimea galeriei 1800, suprafața amenajată pentru vizitare 40.000 de metri pătrați și înălțimea camerelor exploatate de 8 metri. Așteptăm autobuzul și intrăm. Le țin eu biletele, da? Lasă-le, le țin eu. Stați acolo cu mai. Sau duceți-vă voi două în față, în spate. Mergi și dă-i din spate. Mulțumim. Wow, ce e Ion? Ce e Ion acolo? Un munte de sare, a? Ia uite, lumea care așteaptă să iasă, fii atent ce coadă e la ieșire. Asare, tati, a mască murdară. Am ajuns în salină cu autobuzul. Da, miroase asare, Ingrid. Ingrid zice că miroase urât. Cum miroase Elena? Asare.
Miroase a sare. Deocamdată e bine. Deocamdată e bine, e răcoare. Avem gecile cu noi oricum. Ia, tati, ce e acolo? Sare, multă sare? Wow, super multă sare, da. Ia uite. Nu gusta, tati, că e murdară. Nu e curată. Uite, aici îți arată, vezi, picamărul, lămpile. Colecție de măști. Dar cineva n-a luat, Ilinca? Colecție, schimbăm măștile, că ne-am transpirat. Chiar la intrarea în salină avem toate o prezentare a tuturor salinelor din România. Avem salina Cacica în Suceava, Târgu Ocna, Ocna Dej Cluj, explorarea minieră Râmnicu Vâlcea, salina Ocna Mureș, salina Pride Harghita și Slănic Prahova. La cea de la Slănic Prahova am fost. Uite, struguri de sare din mina de sare. Lasă-i, tati, nu pune mâna pe ei, nu-i atinge. Și între acolo e închis. Aici au închiriat, e numai vin, găsim numai vin aici. Nu ne interesează vinul. Asta este camera 47B. Haide înapoi să căutăm restaurantul. Poftim? Da, păi haide să căutăm. De mâncare, noi căutăm de mâncare, nu căutăm vin. Hai la mâncărică. Haide, Ion! Supravegheați, copii! Dezinfectăm, dezinfectăm! Și mergem să mâncăm! Nu ți-e foame? Un sandwich! N-ai pofte de sandwich? Am înțeles! Eu am poftă de un sandwich. Sandwich. Roșii, cașcaval și salam. Cea mai bună mâncare, cea mai bună masă aici în salină. Ne săturăm. Umflăm stomacul. Dark. It's very dark. And I got stung by a wasp yesterday, but I'm fine. It still hurts. We ate a sandwich. I hate cheese. And we are doing a documentary. And father just came back. And I don't know what we're doing. And tomorrow's my birthday. Bye-bye. Oh, happy birthday, Miruna. Ooh, from the salt mine. Hello, daddy. Vorbe sărate. Vorba dulce e ca sarea în bucate. Foamea, poftă și sare, trei feluri de mâncare. Proverbe românești în care găsim sarea. Dacă un om interesat îți dă sare, îți cere orez în schimb. Mănânci un sac de sare cu un om și tot nu-l cunoști. Da, e o biserică adevărată. Hai
intrat la femei sau la bărbați, tati? Unde ai intrat? Te-ai uitat pe ușă? Ești la băieți, da? Hai, te descurci. Pardon. Du-te mai în față un pic. Uite, unde e ușa deschisă? Ușor, da? Ce faci, mă? Ai băgat sare în geantă? Are, da. Ai băgat niște sare în geantă? Aveai o pungă? De unde aveai o pungă? Te-am prins. Am luat niște sare. M-ai prins. Hai, mă, mergem la fetele. Mergem. Hai, unde sunt fetele? La leagăne? Fetele! Vom lua să venim. Hai, fetele! Haide! Hai să ieșim! Hai, tati! One. Ce anume? Ai, te-ai născut la ora 1 după amiază. Mâine este ziua lui. Elinca s-a născut la ora 9. Întreba. Noi am vizitat Salina. Noi care am avut este? În idee să rămânem Salina și aici care în zonă. Este? Dar vine ploaia. Foarte frumoasă. Vine un nor, dar nu e. Sperăm să ne plouă mare. Un pic. Da, noi sperăm să plouă. Uite ce e pe paraj. Valuri. Sunt valuri, vedeți? Ia, l-am prins, cred că. Ne filmam încolo. Ne prindea o furtună pe acolo, nu mai plecam. Deci a fulgerat, a filmat. Fulger în fața noastră, imediat. Vă arătăm fulgerul. Like, subscribe, notificări, mulțumim. Măcar notificări.